Bună seara, dragii mei, sunt Teotera cu noua etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în Capricorn. Etalare pentru decembrie, cât a mai rămas din el, 2022. Sfârșit de an, început de an următor. Vedeți cum se așează energiile. Mesajele, la fel, selectați-vă. Mesajele și încercați să vedeți care sunt pentru voi, unde, ce și cum se potrivesc lucrurile. Văzusem în aceste cărți 10 de spade. Probabil că vă simțiți trădați, poate că altcineva se simte trădat, trădată din cauza voastră. Interesant este că a venit totuși și steaua, steaua care înseamnă vindecare de trădări, speranța că poate fi mai bine, încrederea că dacă până acum ați bâșbâit, ați bântuit în situații total neplăcute de acum încolo, o să știți exact ce aveți de făcut, vă găsiți misiunea și direcția și credința și viziunea. Cam atât deocamdată. Hai să vedem situația generală. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în Capricorn. Ia uite, mă. Păi, nu întâmplător a apărut șarpele, că tot aveți decepții, dureri, un dușman. Sau sufocați, vă simțiți sufocați de o situație. Nu-mi place. Și turnul, eveniment neașteptate, griji, stres. Și totuși o renaștere. Un bărbat, eventual, o energie masculină este chemată la transformare, la renaștere. Dar probabil că își face prea multe griji. Oricum, în pofida grijilor și stresului și veștilor pe care le aude în stânga și în dreapta, într-un mod neașteptat va veni ceva șocant. E mai de mucată. Încă un mesaj. Încă un mesaj. Situație. 7 este numărul lui Saturn, că tot vă reprezintă planeta voastră. General, sunteți obișnuiți cu greutățile, teoretic. Teoretic. Ia ce-a picat. Ia. Apropo de greutăți, apare muntele. 2 și cu 1. Încheiați totuși un ciclu de greutăți. Eventual, acum văd acest munte ca o graniță, poate reușiți totuși să comunicați 2 și 1, 3, în așa fel încât să puneți graniță în jurul acestui dușman, acestui... O situație, casa... 7 vreau să spun că e și casa a 7-a, a relațiilor de lungă durată. Acolo e o mare greutate și o mare problemă pentru unii dintre voi pe care poate nici nu o spuneți. Ia uite, 11, dar în cazul ăsta seamănă foarte bine cu justiția. Cea care biciuie și mătură. Ia uite, doamne, dar ce-o picat cărțile. Voi fi și obosită, nu știu. Da, bine că am citit ce era de citit. Nu știu ce relate cum era. Da. Am totuși ambiția să terminăm. Să terminăm. Adică eu, mai degrabă, etalare pe zodie pentru decembrie, așa. Cu întârziere, da, asta e. Pentru cineva vor fi mesajele care vin, da? Munte. E clar o situație karmică cu justiția. Hai să vedem energia voastră. Soare, lună, Venus, să ascendem. Ia uite. Aș prefera să o pun invers. Cred că am mai venit la o zodie. Nu mai știu la care zodie. Invers arată mai bine. Pentru că în picioare, da, vorbește despre strategie, dar e interesant că și aici este tot trei, felul în care comunicați voi sau cineva. Dar eu...
Nu e o strategie nici de marketing, nici de nimic altceva, cât sunt niște motive ascunse, niște intenții ascunse ale cuiva, ale voastre, nu știu. Voi știți, cineva nu își acoperă, își acoperă fața, ba chiar aura, și încearcă să pară ceva ce nu este. Parcă totuși tind să cred că vine invers. Dar vedem. Dacă aveți de-a face cu un dușman, poate este energia acelui dușman pe care voi trebuie să o oglindiți invers. Dacă acela este posesiv, voi trebuie să fiți relaxați. Dacă acela este dușmanos, voi trebuie să iertați. Dacă acela este strateg, voi ar trebui să nu vă mai implicați ceva de genul acesta. Dacă, uite, înțelepciune, 4. Încercați să vă găsiți înțelepciunea în situația aceasta. Iar 33. Comunicarea. Soare, Lună, Venus, Ascendent, Lunar în Capricorn. Decembrie 2022. Aproximativ. O dată. De două ori. De trei ori. Ia uite. Voi, muncind. Probabil că cel mai bine știți să munciți. Dintre toate activitățile. Bine, o să mai fi voi știind și altceva, dar cred că cel mai bine știți să munciți și să construiți. În trecut, iau-te 10 de monede, bani, căsătorie, poate familie. Că zic familie, mă refer la rude, la neamuri, nu musai la soț-soție. Iau-te. Între familie, căsătorie și niște prieteni. Poate niște prieteni, poate niște petreceri, poate și un suflet pereche. Dar tot timpul la intersecție de drumuri. În trecut, nu știu dacă ați reușit să alegeți până la urmă. Ar trebui să vedem. Doi de băte. În aceste cărți la intersecție de drumuri. Ce alegeți? Fericirea, să zic bucuriile sau banii? Comoara din insulă sau comoara din suflet? Poate între un alt semn de pământ și un alt semn de, și un semn de apă. Eventual și cineva cu marcaj în semn de foc. Eventual. Hai să clarificăm așa pe fuguța. Clarificăm 10 de monede. Asta părea. Regele de cupe. Și responsabilități foarte multe. Doi de bute. Asta. 5 de cupe. Apare 3 de cupe și aici. Trei de cupe. Odată. Ia uite, 10 de monede și împărăteasă. Pentru unii poate să... Ia uite, poate că unii dintre voi... regele de monede și împărăteasă. Tatăl și mama sau mama copiilor. O aventură, ceva nou. O tentație, o aventură. Credeți că e bine în turnul ăla, dar pe urmă, probabil, ați aflat opusul. Probabil că... Poate unii dintre voi ați avut o aventură și s-a lăsat cu o sarcină pentru unii, nu știu. Așa simt, că pentru unii, așa. Interesant este că aveți 10 de monede. 10 de monede. Poate să fie familia din care veniți și familia pe care vă faceți. Eventual între două familii. Aici este o mamă cu copii.
Dar apar și niște regrete. Un as de cupe pierdut. Din cauza unei tentații. Am zis mai devreme, am zis bine. O tentație. O tentație aici. Aventura. Interesant că apare Red Fox. Urpița și aici este o pisică roșcată. Poate cineva roșcat implicat în această poveste. Detalii și detalii. Regele de cupe. Mai dăm o carte pe regele de cupe. Valetul de spade. Comunicarea probabil cu un semn de apă despre familie va cu un semn obligatoriu, cu un personaj mai emoțional. Comunicarea, valetul de spade. O comunicare destul de simplă, dar interesantă, să zicem, despre familie, despre bani. Poate despre ceea ce vă doriți, nu știu. Vă știți și a discutat. Aș spune că pentru unii v-a pus pe gânduri, v-a provocat să alegeți între două căi. Ambele cu un anumit potențial, dar destul de diferite. Nu știu cât ați ales, cât ați reușit să alegeți, dar a apărut o tentație. Și este prezentă de două ori sub forma acestor simboluri pe care le-am arătat și a celor trei cupe. Din cercul prietenilor, poate va tenta cineva care deja era căsătorit, mamă sau avea mamă, copii, soție. Și s-au complicat lucrurile. Pentru că totuși o situație grea, e un munte. Este un șarpe, este totuși mânie. Poate s-a creat ori o obsesie, ori o karmă. Oricum, trecutul pare complicat. Dar hai să nu stăm foarte mult pe trecut, să vedem totuși în prezent și cum s-or mai lega mesajele. În prezent, 10 de bute, epuizant și în prezent. Pentru că nu apare nimic, cel puțin în acest context, care să arate tendința voastră de a, sau dorința, sau nu, poate dorința a fost reușită în vindecarea acestei probleme. Da, hai să vedem. Ia uite, 10 de bute, 8 de bute, în prezent, 7 de spate. Apropo de strategie, da, eu cred că e vorba de asta. Înseamnă că aici este, a venit așa. Ideea este că aveți foarte multe de făcut. Corect sau mai puțin corecți, aveți multe de făcut. Ați vrea să lăsați toate acele responsabilități și să fugiți undeva. Cu 8 de bute și 7 de spade, să călătoriți, poate în ascuns, să călătoriți și să, nu știu, să uitați responsabilități. Că apare totuși o mamă și copii, familie, nevoia de a face bani, de a fi acolo. Și mai sunt și niște prieteni. Dar vedem cum se leagă. Ea clarifică în 10 de bute. Aveți semn de foc, berbec, leu, săgetător și de aer în prezent, în mod special, gemen, balanță, vărsător. Hai să vedem 10 de bute. Ia uite, apare faetonul. Poate, dacă nu sunteți voi, e altă persoană care are foarte multe responsabilități, care vine, faetonul reprezintă călătorii, aveți călătorii și aici. Și 7 de spade, într-o anumită formă, reprezintă detașarea, plecarea. E o formă de mișcare strategică. Însă, dacă acest personaj are
Regele de cupe, da. Probabil că cineva cu marcaj în semnul racului, pești, poate, cu care ați comunicat în trecut, eventual despre familie, despre cum să faceți bani, probabil, se simte, aș spune, epuizat. 10 de bute, epuizat, epuizată. Are foarte multe, le-ar lăsa pe toate, repet, le-ar lăsa. Poate chiar și energia voastră, dar totuși apare semnul racului și trebuie să vorbesc. Interesant, este tăcere între voi. Probabil personajul este independent și ar dori independentă, cu respect față de sine și ar dori o nouă relație, poate chiar cu voi. Că vorbim de semne de pământ, de capricorn, da? Apropo, 10 de monede. Este singură. Și ar dori o relație cu voi. Ar dori să schimbe energia, să-și schimbe norocul după o perioadă de stagnare. Dar se simte foarte atras de voi din punct de vedere fizic. Dar sunt conflicte și mai sunt alte, ia uite, alte lucruri care trebuie vindecate și discutate. Nouă de monede nu e obligatoriu să fie femeie, e o persoană independentă, dar e Venus în Fecioară sau eventual în casa 6. 8 de bute, clarificăm 8 de bute. Am senzația că și la RAC zodia opusă voi au ieșit călătorii destul de multe. Ia, 8 de bute. O dată, de 2 ori. De 3 ori. 8 de bute, 8 de monede. Călătorii pentru bani. Ăsta e scopul. Nu e vacanță. Către voi. Acest personaj vrea să călătorească pentru voi. Am zis bine că sunt o leacă cam obosită. Vrea să călătorească către voi. Avem 7, casa 7 a relațiilor de lungă durată și casa 10 a carierei. Am văzut și 8 de monede. Da, cu scopul de a face bani. Posibil, interesant pentru dacă sunteți voi care faceți călătorii, aici să fie un personaj din viața voastră care și acesta face călătorie și e obosită de responsabilități. A dorit să se vindece. Apare steaua și văzusem steaua și mai devreme. Și aici să fiți și voi. Și simt că așa simt. Ia uitați. Puteți și voi să vedeți. Da? Rac, Capricorn. Casele opuse. Pe lângă faptul că sunteți în opoziție și cărțile apar în direcții opuse. De ca și când fiecare călătorește unul în America, altul în India, unul la nord, altul la sud. Responsabilitățile, banii vă aruncă în direcții opuse, aș spune. Dar mai vedem ce alte mesaje vin. Uite, muncă. În secret, dorința de a crea ceva, de a studia, poate unul dintre voi, că aici totuși văd două persoane, dorește să studieze ceva, 8 și cu 1, 9, iar o chestiune de independență, să mai descopere un talent, niște abilități, un skill, ceva, ca să își susțină independența. Dar o chestiune la distanță, peste hotare și chestia asta creează confuzii. Chiar dacă sunteți prieteni, poate că v-ați și îndrăgostit, poate că este și un grad de idealism în această situație. Unul dintre voi ar vrea să riște, dar ia uite, iar apare steaua și înalță de cărți. Steaua și 10 de spade. Înalță de cărți, dragii mei. E o trădare mai veche care încă nu pare să fi fost vindecată. Sentimentul de trădare sau de durere, că unul dintre voi se simte neînțeles, clar. Poate că cel, nu mă să e mai sensibil, că mie nu-mi place să zic așa, cel care este mai emoțional. Mai sunt și alte tipuri de sensibilități, dar hai să vedem 7 de spade.
de 2 ori, de 3 ori. 7 de spade și 5 de spade. Jocuri mentale, conflicte, discuții. 8 de cupe? Mai! Iar cineva care pleacă. Dar în acest context, chiar arată bine deja. Mă gândesc că strategia poate fi folosită, pusă și invers. Dacă cineva încerca să spere că ceva se leagă și să creeze niște strategii de colaborare, că vă zic, l-am dat 3 de monede, am senzația că se lasă păgubaș, păgubașă. Un mesaj. 2. Dacă au fost puse minciuni, dacă s-a fugit de dragoste, de implicare, de... 7 e casa, avem 7, 7, 7, casa relațiilor de lungă durată. Am senzația că semnul de apă, rac, scorpion, o să apă și pești, încearcă o detașare emoțională de această situație în care am senzația conștientizează că se minte. Unul dintre voi își dă seama că vă sabotați aici unul pe altul într-o anumită formă. Mai dăm o carte. Ia uite, 7 de cupe. Are opțiuni. Unul are opțiuni, clar. Nu știu acum exact dacă 7 de cupe ține de 7 de spade. 7, 7, 8, da? Unul dintre voi are opțiuni și minte despre niște chestii. Minte, fuge, nu se implică, lasă așa lucrurile în suspans, aruncă cuvinte și nu le dezvoltă ideile. Și cel care e mai intuitiv și mai... Am senzație că mai implicat emoțional, conștientizează chestia asta, că... Conștientizează că discuțiile, interesant, 8 de bătăi înseamnă și discuții, nu doar călătorii. Discuțiile au devenit toxice. Că vă legați cu lanțuri, am senzația degeaba. Și atunci se încearcă o detașare emoțională. Mai dăm o carte. Ia uite. Sperând, visând că există undeva acolo o flacără geamă, o posibilitate de a crea stabilitate, poate cu altcineva, nu știu. Dar eu simt, deja cu 7 de cupe e confuzie mare, cu 7 de spade, confuzia creată de minciunelele cuiva. Nu pot să zic că voi sau ăia sau ăla sau ăla, voi știți. Că până la urmă puteți să stați față în față și era să zic că tu ai mințit, tu ai mințit. Există și cazul de asta, da? Tu ești de vină, tu ești de vină. Hai să mai clarificăm totuși faetonul. Ia, clarificăm faetonul. Ia uite, 10 de monede, măi, ia apare mai și conflictele. Steaua iar se lasă întrevăzută, trebuie să vindecați și... 7 de monede. Așteptarea asta. Cu alte cuvinte, racul, la modul simplist, deși nu fixez, repet, faetonul pe rac, ar lăsa niște responsabilități, o situație epuizantă, ar lăsa în urmă, ca să vină înspre, să înțeleg înspre voi, cu speranța, că se poate face o relație stabilă, 4 de monede, de bâte. Apar 10 de monede de 3 ori, dragii mei, nu așa. Ar mai fi, eventual, persoana aceasta, că toți în sărbătorile, merge spre casă, spre casa sa, musaia voastră, sau potențialul vostru, care pare ambigu. Nu prea îl văd potențial acum. Poate să fie doar visul cuiva. Vrabia mă mai visează, știți cum e, da.
E bine să viseze, că altfel dacă nu visează, nu se manifestă nimic. Dar, dacă ar fi cine, unul dintre voi să spere că ceva de durată se va realiza, are mult de așteptat, noi. 7 de monede. Are ceva de așteptat. Interesant, iar apare regina, împărăteasa, dar împărăteasa în acest caz este dezamăgită. Are de așteptat pentru că trebuie să se lupte să convingă pe cineva să primească dragostea în condițiile în care personajul mai mult e concentrat pe 3 de cupe, pe prieteni sau pe altcineva sau pe altcineva. Și împărăteasa această mamă sau femeie mai specială, mai evoluată, e dezamăgită de situația asta. Întâmplător a apărut diavolul, energia cea mai toxică, central în etalarea voastră. V-am mai spus, eu cred că sunt printre foarte puțini care nu asociez diavolul zodiei Capricornului. Poate foarte ușor să fie și Scorpion. Poate să fie și berbec. Și taur, că și ei au coarne. Așadar, oricine poate fi acolo. Nu mă să ai voi. Unii au plăcerea să zică, da, diavolul e Capricorn. Nu neapărat. Însă, central este o problemă toxică. E nu o problemă, e o problemă. E o problemă, că există un grad de toxicitate. Felul în care se discută este confuz. Este cu motive ascunse, ar spune. Există și un grad de obsesie sexuală în acest context, dar hai să mai clarificăm. Nu știu al cui este. Voi, ei sau terță parte. Iar apare regele de cupe. Da, apare șarpele, obsesia, posesivitatea. Dar ce interesant este că apare turnul. Îndrăgostiții ăștia, trebuie treziți, măi, trebuie treziți la realitate. Pentru că trăiesc într-o 10 de cupe în acest context, este un ideal, este o iluzie, ca și 7 de cupe. E o iluzie. Da, apare turnul. Nu știți, dar va veni un turn. Va veni un turn în curând. Un eveniment, o situație, ceva care să vă șocheze, să vă cheme la realitate și pe unul și pe celălalt. Și eventual și pe celelalte părți implicate, a treia, a patra, cât or fi. Dar vorbim despre două pentru că sunt vizibile. Semnul racului, în mod special, și al Capricornului, că e casa 10, e Capricorn. Poate să fie și cineva cu marcaj în semn de foc ca persoana a treia sau cu o altă energie. Da. Uf. De ce e așa complicat la voi? Dar a venit din stat șarpele și muntele. Greu de trecut. Greu. Am văzut 7 de monede mai devreme. Nu dați în urmă. Acum cu 7 și cu muntele mi-aduc aminte de 7 ani în Tibet. Păi mai. Unii învață lecțiile că Saturniene foarte greu. Alții-mă ușor. Ia uite lumea. 21. Mă, trebuie încheiat capitolul ăsta. În viitor, regina de pute și asul de monede. Da, apare. Apare cineva, probabil cineva cu marcoș în zodia leului. Leu și capricorn. Știți că lei și capricornii au ceva realizări împreună. În general, așa, ce am mai observat și eu, cupluri. Am văzut cupluri, leu și capricorn. Un viitor e frumos, că apare această nouă oportunitate. Vedeți cărțile? Asul de monede, da? Și lumea, da? Asul de monede.
Aveți mult de 10. 10 de spade l-am văzut din prima. 10 de bâte, 10 de monede. Iar aici problema asta a carierei, a banilor, a familiei. A, eu știu ce mai fi. Hai să vedem ce ar putea. Ia, după aia. Mai vedem. La capătul setului de cărți ce avem? Spânzuratul. Și regina de cupe. Regele și regina de cupe. Regina de cupe iar semnul racului. Pești, pești, rac, scorpion. Da, prietenii, amicii voștri. Dar pare că acest personaj a stat prea mult în această atmosferă. Din punctul de vedere, da. A făcut foarte multe sacrificii, dar se pare că se trezește. Am văzut turnul, apare trăsnetul aici. E prima, e singura regina de cupă, nu știu dacă mai, am mai văzut altă, și am văzut destule, care are în, era să zic landscape, în peisaj trăsnet. Cu alte cuvinte, e o regină foarte sensibilă, dar cu viziuni. Și trezită. Sau se trezește. Se trezește din aceste sacrificii și chiar dacă nu e regină, să fie și un bărbat în semnul racului, în mod special, se trezește și vrea să taie aceste lanțurile care le-am pus aici, nu? Vrea dreptate. Vrea o dragoste în adevăr. Ia uite, regina de spade. Care se discută deschis, fără strategie. Aici este iar light motivul. Fără dușmănii, fără obsesii, fără posesivitate, fără... manipulări. Și am zis manipulări că mi-aduc aminte, mă uit la șarpe, de șarpele ca din Cartea Junglei, Trust in Me. Fără să fie de-astea care încearcă să convingă, să fie persuasive și nu reușesc. Da. Acest personaj va încerca o eliberare cu lumea, va avea o schimbare de perspectivă. Dragoste fără adevăr nu e dragoste, nu? Doar aceasta aduce victoria. Dar pentru asta, ce face? Trebuie să-și facă curaj, ia uite, e vorba de faeton, să meargă într-o nouă direcție posibil. Poate să fie asul de bâte o nouă direcție. Hai să vedem. Oh, ia uite, Beethoven. Beethoven. Da, e un zgomot. E o trezire. Cineva bate. Destinul bate la ușa cuiva interesant. Știți voi simfonia pe care o fredonam acum. Lumea. Odată. Clarificăm. De două ori. De trei ori. Ideea este că trebuie încheiat capitolul acesta toxic. Clar. Ca și că, în cazul în care n-am exprimat suficient de clar sau eu știu cum, trebuie încheiat. Încheiate confuziile, ambiguitățile, minciunile, toxicitățile, obsesiile sexuale ale cuiva, nu știu, ia uite, patru de cupe, nu. Apare un refuz. De la acest capitol încolo, ar putea să fie acest personaj despre care am vorbit, începe să fie mai selectiv eventual. Așa, supărat, da, își dă seama că trebuie să fie mai democrat. Da, blochează. Nu, de bute chiar blochează. Mai dăm o carte, totuși. Ah, uite, vezi, eu idealul lăsăm. Ia, mai.
nu știu, repet, nu pot să zic că racu sau capricornu, dar cine aici e implicat are parte de o trezire și nu mai vrea minciuni. Blochează mincinosul. E regina de bâte la capăt. Cineva jonglează între o... un suflet pereche cu care probabil mai are tentația să se împace din când în când, mai comunică din când în când, ar vrea să o ia de la zero, și un alt personaj. Regina de bâte. Foarte sexy, pasional, atrăgător sau atrăgătoare. E totuși energie feminină. Iac. Clarifică regina de bâte. O dată. Două. De trei ori. Regina de bâte. De șase, sunt deja trei persoane prea mult. Mai dăm o carte. Spânzurat. Încă una. Iar doi de bâte. Tot acolo ajungem. Am început cu doi de bâte, ajungem iar la doi de bâte. Asul de bâte l-ați văzut și voi? Ia uite, regele de bâte. Regele și regina de bâte. Cu alte cuvinte. Apare o persoană la orizont. Foarte... cum să zic? Glamuroasă, așa, strălucitoare. Care atrage cuiva atenția. Poate că cu acest rege și regina de bâte și asul de monede aveți potențialul să creați o nouă relație. Bazată, într-adevăr, pe sex. Dar să descoperiți în timp că e loc de mai mult. Asul de monede. Ori îndrăgostiți, alege. Asul de monede. Vedeți? Asul de monede clarificat de 8 de spade. Și stea. Cineva trebuie să se vindece și ridic vocea ca să se înțeleagă. Pentru cine o fi, voi știți. Pentru Capricorn, pentru Raci, pentru semne de foc, pentru ce o mai fi, semne de aer. Mie, voi știți. Este cineva trebuie să se vindece de obsesia de a crea o nouă relație în acest context. Cineva tot speră că o să aibă relație, da. Ia uite. Cu cine? Cu aventurierul sau eu știu ce-o fi? Greu. De crezut. Regina de monede, semnul Capricornului. Însă interesant, la vărsător a apărut, poate există și pentru cineva cu marcaj în semnul vărsătorului vreun potențial. Nu mai știu exact, dar acolo am văzut Capricorn, diavolul și asul de bâte la vărsător. Adică ar fi un început, ar putea, nu pentru toată lumea, dar pentru unii, nu știu. Voi vă știți viața, am dat asta ca și variantă. Dar eu văd,
granițe personale, 7 de monede, așa de bâte, acum așa îl văd, are mai multe mesaje. Dar 7 de bâte văd granițe personale în fața manipulatorilor și tot avem strategia, obsesiile, atașamentele, lanțurile și greutățile. Știți ce simt acum? Ia uite, interesant. Ca să aveți parte de trei, de împărăteasă, trebuie să treceți prin mari greutăți. De exemplu, muntele acela. Ideea care este? Decât să stați în relații care vă țin, vă sufocă, vă otrăvesc, vă înveninează, șarpele ăsta poate fi de multe feluri, mai bine, încet și sigur, treceți acest munte și vă găsiți noroc în altă parte, vindecarea în altă parte, potențialele în altă parte cu altcineva sau voi, în alt context. Ei, aici ceva foarte greu. Dar îmi place că a venit totul steaua. Pentru mine steaua înseamnă vindecare. Înseamnă speranță, înseamnă credință. Ah, interesant ce mai simt. Mai simt că cineva tot speră ca aventurierul să se vindece. Ce pot să spun? Fiecare cu speranțele sale. Energia care e mai stabilă în acest context, o energie posibil feminină, dar nu obligatoriu. Energia care e mai stabilă. Tot speră că acest aventurier se va vindeca. Și va începe o nouă relație. Stabilă. Greu. La alte zodii a fost mai frumos. Recunosc că la alte zodii a fost mai frumos. Nu știu cum o fi. Acum pentru Capricorn, da. Mesaj de la început. Pentru Capricorn. Un mesaj. O dată. Ah, sărici. Mesaj de la început pentru Capricorn. Până la urmă, voi trebuie să înțelegeți care e chestia, că sunt cărți care se repetă. Acea comoară plină cu bani. Mincinos. Lumea. Da, e interesant. Iar 7. Asta e lecția. Dincolo de greutăți și de karma. Iar 7. Varianta superioară 7. De fapt, asta e o relație adevărat de lungă durată. Singurul lucru real este dragostea. Schimbați-vă, iau de shift your focus. Back to love. Nu vă mai concentrați atât pe bani, pe bani, pe bani, pe stabilitate, pe tradiție, pe că e mama, că e copilul, că e tata, că e ăla, că e ăla, că e cariera. Tot bani, bani, nu. Concentrați-vă pe dragoste. Și nu zic pe emoții, pe dragoste. Dragoste e mai mult decât emoție. Da? Și lumea se poate recrea. Sau, eu știu, vă teleportați pe altă planetă. Dacă aici nu se poate, nu știu. Uite, dați-vă șansa, înseamnă, ia uite, 21, iar să repetă, cereți ajutor. Unii chiar aveți nevoie să vă, ia uite, să vă vindecați, 14 înseamnă temperanță, 17 este steaua, care și ea vorbește despre, să aveți răbdare, să sperați, să vă vindecați, lotusul crește greu și apoi urmează o nouă dragoste. Va fi, dar după ce vă vindecați și aveți nevoie, unii dintre voi chiar aveți nevoie de ajutor.
Uite, be supportive. Sau, cei mai evoluați, poate voi trebuie să ajutați pe cineva, sunt capricorni și capricorni. Însă, mesajul este singurul lucru real. E real, mă, e palpabilă dragostea. Chiar dacă voi credeți că, mă, chiar se poate pipăi uneori. Mesaje, sfaturi. Capricorni. Îmi pare rău că ești așa de fapt. De fapt, ultimele etalări la mine au ieșit foarte... Asta parcă e mai legată de față de altele, dar e... Au ieșit greoaie. Da, onorați-vă sentimentele. Eu știu care or fi acelea când... Asta, renunțați la control. Și analizați un pic situația, dacă ar fi ceva. Sfatul. Ce facem mai? Faceți ordine în mintea voastră. Faceți ordine în mintea voastră. Cam atât. Sper că, eu știu, v-a ajutat. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, numai bine, ceau, ceau.